drept măritor creștin, Sfântul Apostol Pavel le scrie Corintenilor zicând că cel care se alipește de desfrânate este de desfrânate, este un singur trup cu ea. Căci vor fi, zice Scriptura, cei doi un singur trup. Știm foarte bine că patima curviei sau desfrânării este foarte păgubitoare de suflet. Ne spune Sfântul Ioan Scăraru că de nimic nu se bucură draci așa de mult ca de urâtul miros al curviei. Și tot Sfântul Ioan zice că este mai grea decât erezia, pentru că dacă un om se leapă de erezie, atunci lui îi se dă Sfânta și Dumnezeiasca împărtășare. Dar dacă cineva merge la spovedit și spune păcatul desfrânării mulți ani, rămâne fără să se împărtășească cu Sfintele Taine. Sfinții Părinți, prin extindere, ne spun că orice patimă este o desfrânare, pentru că sufletul nostru nu trebuie să fie logodit cu cele pământești, ci cu Hristos. Căci dacă va fi logodit cu cele pământești, va pieri cu cele pământești, care au un început și au și un sfârșit. Dar dacă se unesc cu Hristos, prin Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie, atunci ei vor fi veșnici, asemenea lui Hristos, care este veșnic. Vis credincioși, este un model al filmelor americane, de obicei, care ne arată că biserica este așa, ca un fel de decor, că relația cu Dumnezeu este așa, ca un fel de lucru minor, ajunge să trăiești doar cinstit, ajunge să trăiești echilibrat, ajunge să ai o relație bună cu ceilalți. În absența revelației divine, adică descoperirii lui Dumnezeu ca fiu al lui Dumnezeu, aceste lucruri ar fi de ajuns, probabil, pentru ca omul să se mântuiască. Și îi avem pe grecii antici care, atunci când ei trăiau potrivit măsurii, potrivit unor precepte de bine, de frumos, de adevăr, au fost numiți de către Sfinții Părinți, în special de către apologeții greci, au fost numiți ca creștini înainte de vreme. Dar în contextul descoperirii lui Dumnezeu și a învățăturii lui pe pământ, faptul de a fi fără Dumnezeu în această lume, oricât de bun sau de frumos te-ai comportat, nu este de ajuns pentru mântuire. De aceea este necesar să ne alipim de Dumnezeu și nu de lume. Pentru că Constituția noastră este exocentrică și pentru că logica umană este supusă unei scări a valorilor. Nu este atât de greu, chiar dacă sună, să spunem așa, dificil aceste cuvinte. Exocentricitatea înseamnă calitatea noastră de a ne prosterna cuiva din afara noastră, ori cuiva, ori la ceva. Cu alte cuvinte, ne găsim bucuria fie în Dumnezeu, fie în lume, în lumea fără Dumnezeu. Slujim chiar atunci când slujim trupului și zicem că, de fapt, nouă ne slujim, că nu ne prosternăm la ceva din afara noastră, ci că ne găsim bucuria în noi, această slujire a trupului nu este, de fapt, o slujire a noastră, a interiorității noastre, ci ne găsim bucuria trupească prin lucrurile exterioare. Fie că sunt mâncare, băutură, fie că sunt orice lucru folosite în industria divertismentului, filme, știu eu, internet, jocuri și așa mai departe. Deci aceasta este exocentricitate, iar raportarea axiologică sau raportarea noastră, prioritizarea noastră a valorilor sau a lucrurilor, înseamnă neputința de a privi echidistant sau de a pune pe același plan două lucruri care pot să fie contrare sau nu. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamonar. Nu puteți să slujiți la doi domni, ne spune Mântuitorul Hristos. De aceea noi trebuie să ne alipim de Dumnezeu și nu de lume dacă vrem să ne mântuim. Pentru că alipirea de lume poate să fie cu greșeală. Pentru că lumea aceasta, deși cumva ne duce cu gândul la Dumnezeu, pentru că cel responsabil al Dumnezeu și facerea Lui povestește tăria, totuși această lume finită, această lume conține și erori, erori din cauza modului nostru de a privi libertatea și relația noastră cu Dumnezeu.
Însă dacă ne alipim pe noi înșine, sufletul, mintea noastră de Dumnezeu, atunci vom fi fără greșeală. Pentru că relația noastră cu Dumnezeu în Duh și în adevăr ne face să fim fără greșeală și ne face să fim veșnici și nemuritori. Evanghelia de astăzi, fraților și surorilor, a vindecării orbului din naștere, ne arată gravitatea alipirii de lume și nu de Dumnezeu în cazul unor preoți care ar fi trebuit, adică preoți iudei, care ar fi trebuit să se alipească pe ei și pe oamenii pe care ei păstoreau de Dumnezeu și nu de lume. Despre această Sfântă Evanghelie vom vorbi și noi în cele ce urmează. În primul rând trebuie spus că aceasta este tratată doar la Sfântul Ioan, capitolul 9 al Evangheliei sale. Și de la început vedem în întrebarea ucenicilor modul de etichetare specific acestei lumi, adică greșeala care este specifică a lumii. Cine a greșit acest om din naștere? El sau părinții lui? Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Vedem aici, în această logică, una limitată. Una care izvorăște din lume și care arată sau sugerează faptul că alteritatea lumii este cumva supusă și nu potențată de către om. Cu alte cuvinte, omul încearcă să supună lumea prin rațiune și nu să potențeze, să arate misterul lumii prin intuiție. De fapt, pentru omul rațional, lumea este doar materială, doar fizic, fără să aibă un rost, un sens sau o direcție. Răspunsul lui Hristos însă protejează misterul lumii și spune că nici el nu a păcătuit nici părinții lui, ci ca să se arate slava lui Dumnezeu. De la o lume redusă la semnificații materiale care cad sub incidența organelor de simț, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ridică mintea spre cele dumnezeiești, spre cele metalogice, spre cele metafizice, spre cele inteligibile. Deci modul corect de gândire este pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu. Iar necesitatea de a nu pierde timpul este arătată prin faptul că Mântuitorul le spune ucenicilor că această activitate a sa trebuie făcută foarte repede, adică atâta vreme cât el este în lume. Pentru că va veni vremea când nu va mai fi de lume și atunci lumina se va lua de la ei. Aceste versete ne învață și pe noi, fraților și surorilor, că este un timp pentru toate, cum zicea Eclesiastul. Și de aceea este foarte important pentru noi ca să nu pierdem acest timp cu lucruri pământești, ci pentru ca să se arate slavă lui Dumnezeu, ci pentru ca numele lui Dumnezeu să se slăvească în lucrurile pe care le facem noi. Pentru aceasta am primit timpul de la Dumnezeu. Iubiți credincioși, ni se arată apoi în Sfânta Evanghelie modul vindecării. Mântuitorul Hristos îl trimite să-și face tină din pământ, îi pune această tină pe om, îl trimite la scăldătoarea Siloamului, care se cheamă Trimis, și apoi el, spălându-se, este vindecat. Așa cum am spus și în alte dăți, nu datorită vreunei proprietăți miraculoase a apei sau a acelui pământ, a acelui nămol, s-a făcut acel om sănătos, ci doar și doar datorită puterii lui Dumnezeu. Dar atunci iarăși vedem alipirea de lume a acelor oameni care stăteau împrejurul lui și a fariseilor. Ce îl întreabă pe acesta? Cum te-ai vindecat? Ce ai făcut? Și el răspunde, uite, Mântuitorul Hristos, omul care se cheamă Iisus, acela mi-a zis să fac toate acestea. Și eu m-am vindecat. Fariseii la fel. Îl întreabă, cum s-a vindecat? Și el le răspunde în același mod și apoi fariseii caută, nefiind mulțumiți de răspuns, pentru că ei considerau că doar cei care respectă sâmbăta sunt de la Dumnezeu, merg și la părinți și cercetează să vadă dacă într-adevăr nu a fost vreo înșelătorie.
vreo schemă acolo. Și acești oameni, adică părinții lui, îi răspund că nu. Acest copil este copilul nostru, dar cum s-a născut ori, dar cum s-a vindecat, noi nu știm. Întrebați-l pe el, pentru că el știe că este mare și poate să dea mărturie pentru el însuși. Și apoi încă o dată îl cheamă pe acesta, întrebându-l iarăși ce s-a întâmplat cu el. Vedem că fariseii cercetează foarte clar și nu este rău să cerceteze. Pentru că cercetarea poate cumva să întărească credința. Dar atâta vreme cât premiza cercetării, cât ipoteza cercetării, adevărul de sau, știu, ipoteza de la care tu pornești ca să afli o concluzie, este identificată cu concluzia, atunci și nu ești deschis către adevăr, și nu accepți că ipoteza de la care ai plecat poate să fie una greșită, atunci cercetarea este în van, este fără de folos. Deci, fariseii îl întreabă încă o dată pe acest om și cumva îl obligă să recunoască ipoteza lor, premisa de la care au plecat, și anume că acel om, că toată lumea care nu respectă sâmbăta, este păcătoasă. Dacă Hristos nu respectă sâmbăta, atunci și el este păcătos. Și zice, dă slavă lui Dumnezeu. Acest om este păcătos. Și spune acel om, îi spune orbul din naștere, de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă Dumnezeu. De este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, îi contrazice pe aceștia care se considera că erau învățați, că erau păstorii lui Israel. Și aceștia, neavând ce să răspundă, pentru că nu aveau în fața adevărului ce să spună, ne spune în altă parte Mântuitorul Hristos că dacă copiii vor tăcea, atunci pietrele vor striga, îl coboară pe acesta pentru ca să rămână ei, să spunem așa, la un nivel mai înalt de cunoaștere și de învățătură. Nu reușesc să se ridice ei și atunci îl coboară pe acela pentru ca, să spunem așa, autoritatea lor să rămână intactă. Și atunci acest om pleacă, izgonit fiind de la aceștia care folosesc forța, care folosesc agresivitatea atunci când argumentele logice nu mai există, și el se întâlnește cu Mântuitorul Hristos. Și Mântuitorul Hristos îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și el îi spune, cine este Doamne ca să cred în El? Și el îi răspunde, eu sunt. Și atunci îi spune, cred, și îi se închină lui. Ce înseamnă această închinare? Înseamnă întoarcerea la viața de dinainte? Înseamnă să facem așa cum se mai întâmplă și astăzi, o cruce grăbită? Și apoi să ne alipim în continuare de cele lumești? Și atunci când ne convine să mai trecem și pe la biserică, doar ca să ne, să spunem așa, să ne ridicăm valoarea în fața oamenilor și în fața lumii acesteia? Fiți credincioși, credința și închinarea înseamnă metanoia și trezirea, adică pocăință continuă și atenție continuă pentru a nu-L înșela pe Dumnezeu, fie cu mintea noastră mai bună, fie cu mâncarea și băutura, fie cu bogăția sau cu televizorul sau cu timpul nostru pe care îl dăm din belșug lumii și foarte puțin lui Dumnezeu. Așa cum în toate timpurile când credința și închinarea au fost îngrădite, totuși a existat o părticică care nu și-a închinat genunchii, inima și conștiința lui Baal, așa să fie și noi, la noi, astăzi, așa să fie și mâine, să fim și noi acea parte care, atunci când suntem întrebați, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Noi să răspundem asemenea acestui om, acestui orb, cine este Doamne ca să mă închin lui?
Și atunci când Hristos spune Eu sunt, noi să zicem cred ție, Doamne, și să ne închinăm Lui. Al lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt să fie slava, cinstea și închinăciunea în veci de veci. Amin.